Printre principalele cauze care pot determina apariția inflamației gingivale se numără evident o igienă precară, o igienă pe care pacientul nu o realizează corespunzător acasă, un periaj incorect și de asemenea absența vizitelor la medicul stomatolog. Detartrajul care se face în cabinet este obligatoriu să fie realizat la 6, maxim 8 luni pentru a preveni o posibilă apariție a inflamației gingivale. De asemenea, o altă cauză poate fi reprezentată de tratamente stomatologice incorect realizate sau tratamente stomatologice vechi care în timp nu au mai arătat așa cum ar trebui, motiv pentru care trebuie înlocuite. Vorbim aici despre plombe, despre obturații incorect realizate, vorbim despre coroane dentare care nu sunt bine puse pe dinte, despre înghesuiri dentare pentru care pacientul ar trebui să poarte aparat ortodontic sau despre spațieri dentare. În cazul în care vorbim despre o gingie inflamată, din punctul meu de vedere, tratamentul nu ar trebui realizat acasă de pacient, deoarece lucrurile se pot complica. Partea de inflamație gingivală, denumită gingivită, este un prim stadiu, dacă îi putem spune așa, al unei afectări parodontale, iar dacă tratamentul nu este realizat corect și la timp, putem avansa către o afectare parodontală în adevăratul sens al cuvântului, cu pierderi importante ale osului. Astfel încât, cu siguranță, tratamentul unei gingii inflamate trebuie realizat în cabinet. Dacă vorbim despre o inflamație gingivală simplă, atunci și tratamentul de asemenea va fi unul simplu. Vorbim despre un detartraj, un periaj profesional, utilizarea unor soluții antiseptice și antibiotice în cabinet și totodată o terapie cu laser pentru sterilizarea acelor zone. În cazul în care vorbim despre gingiile inflamate, riscul de a nu trata această inflamație este cu siguranță evoluția către o boală parodontală, iar în momentul în care vorbim despre boală parodontală, vorbim deja despre pierderi osoase, despre posibilitatea apariției unor mobilități dentare și de asemenea despre retracții gingivale. Acestea vin la pachet cu o serie de modificări care constă în sângerări gingivale, în sensibilități foarte mari și de asemenea într-o halenă pe care pacientul greu le-ar suporta în cele din urmă. Așa că tratamentul pentru inflamația gingivală trebuie realizat la timp ca să nu ajungem în punctul în care să tratăm o boală parodontală în adevăratul sens al cuvântului. Boala parodontală netratată poate duce cu siguranță la pierderea dinților. Practic, asta este caracteristica principală. Din păcate, în absența unui tratament corect realizat și unui diagnostic pus la momentul potrivit, boala parodontală se traduce de fapt prin pierderea țesuturilor de susținere, adică pierderea osoasă și de asemenea țesutului moale, adică gingia, ducând în cele din urmă la mobilități dentare importante, care evident se soldează cu pierderea dinților. În cazul bolii parodontale putem vorbi despre tratamente variate în funcție de diagnosticul pus, astfel încât într-un anumit punct putem să vorbim despre un tratament cu laser. Bineînțeles, el este un tratament adjuvant, adică un tratament care vine în plus față de tratamentele de bază pentru boala parodontală. Laserul vine în ajutorul pacientului în primul rând, pentru că este un tratament non-invaziv, un tratament fără durere și care oferă rezultate excepționale. Din punctul meu de vedere, este ceea ce aveam nevoie ca să ne asigurăm că tratamentul bolii parodontale este făcut până la capăt așa cum trebuie. El ajută la sterilizarea pungilor parodontale, acolo unde au fost cantonate bacteriile pe o perioadă lungă de timp.